Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Arena. Înainte să trecem la invitații mei din această seară, vrem și noi să transmitem condolanțe familiilor îndurerate în urma tragicului incident petrecut la Clubul Colectiv din București. Să le dorim multă sănătate răniților, celor și familiilor acestora să treacă peste acest tragic accident și să îi ajute bunul Dumnezeu să-și revină și să ducă din nou o viață normală. Și acum să trecem la invitații noștri din această seară. În această seară vom dezbate luptele giurgiuvene. Mai exact, secția de lupte se află în acest platou împreună cu antrenorul acestora, domnul Antonescu Florin, și cu doi reprezentanți din grupa lui pe care o antrenează. Bună seara și bine ați venit în platoul emisiunii, în această formație, că ați mai fost prezent de atâtea ori la noi în platou și ne bucurăm că de fiecare dată veniți cu rezultate proaspete, cu medalii și chiar cu sportivi noi. Bună seara, mulțumim de invitație. Este adevărat, astă seară sunt însoțit de doi dintre sportivii de perspectivă ai secției, doi dintre sportivii care, deși au mai puțin timp decât de când sunt în sală, au reușit rezultate frumoase, rezultate bune, și rezultatele au fost obținute de ei la unul dintre concursurile importante la care secția noastră, clubul nostru, a fost invitat. Aici mă gândesc la... Detaliem despre acest concurs un pic mai târziu, că știu că în această perioadă, de când a început sezonul competițional, vară, toamnă, ați participat la mai multe competiții, atât la noi în oraș, cât și la nivel național. Și înainte de toate, vrem să îi prezentăm pe cei mici. Bine, avem și unul foarte mic, dar și celălalt coleg un pic mai mare. Începem cu Mihai. Te rog să te prezinți. Câți ani ai și de la ce școală vii? Mă numesc Răbâncă Mihai. Am 10 ani și vin de la școala gimnazială numărul 5. Și de cât timp practici acest sport, luptele greco-romane? Nu de mult timp, de vreo 3-4 săptămâni. De 3-4 săptămâni sau 3-4 luni? Săptămâni. Săptămâni? Ești proaspăt în acest sport. E chiar la inițiere. Acum trecem la colegul tău, Cosmin. Mă numesc Rotaru Cosmin, am 16 ani, sunt de la liceul de marină. Și practic luptele de 4 luni. De 4 luni. Tu ești deja un pic mai avansat. Da. Dar cu toate acestea știm că amândoi ați fost într-o competiție recentă organizată de Clubul Dinamo, unde ați fost medaliați. Și atunci vrem să începem, dar înainte de toate să trecem la acel concurs de la Clubul Dinamo. Știm că duminica aceasta, în acest weekend, s-a desfășurat la Târgu Mureș finala campionatului național dedicată categoriei de vârstă copii 1, copii 2. Sunt convinsă că avem multe de povesti și de la această competiție, dar vrem să luăm pași cu pas și cu etapele premergătoare, adică competițiile de calificare înaintea acestei finale de campionat național, și vrem să ne spuneți dumneavoastră care au fost aceste competiții de calificare pentru campionatul național de la Târgu Mureș. Etapa de calificare pentru finala de la Târgu Mureș a constat într-un turneu foarte puternic rezervat echipelor din partea de sud a țării, un număr de 26 de echipe din partea de sud a țării. Ne-am întâlnit la centrul de antrenament olimpic de la Câmpul Mușcel. Câmpul Mușcel a fost gazda noastră, iar secția de lupte din Giurgiu a avut o participare mai mult decât onorabilă. O numesc acum mai mult decât onorabilă, pentru că 7 dintre sportivii noștri au reușit să se califice pentru finala de la Târgu Mureș. Mai exact, cu câți sportivi ați participat Am participat cu 12 sportivi la zonă și ne-am calificat cu 7. Și cum s-au comportat copiii acolo în competiție direct? La, față de ceilalți adversari. La Câmpul Lung s-au comportat foarte bine, au făcut dovada unei pregătiri foarte serioase, reușind să câștige, să se califice pe locurile 1-2 din cei 7-5.
să te califici la, la finală de, la zona 1-2 pentru noi este un un indicator că ești pregătit să intri în finală cu ceilalți, să te bați cu ceilalți sportivi. Spun finală și fac puncte și aspectul ăsta zonă, pentru că pentru a câștiga dreptul de a participa la finală, trebuie să te califici la zonă, primul lucru. Iar greul, la etapa zonală îl întâlnești. Îl întâlnești tot timpul. Calificările sunt mult mai dificile decât orice altă competiție. Ați zis că v-ați calificat cu 7 sportivi. Vă așteptați la un astfel de rezultat pozitiv? Nu, nu m-am așteptat. Trebuie să fiu sincer, nu? Pentru că privesc echipa, copiii, lotul, în mod obiectiv. Nu sunt genul de om care se bucură pentru cele mai mici rezultate. Sunt conștient că lupta pentru o medalie este luptă. Sunt conștient că nu avem experiența. Noi ca și secție, 2 ani de când suntem afiliați la Federația Română, nu reprezintă decât o etapă mult prea mică în pregătirea unui sportiv de performanță. Și atunci aveam ca obiectiv personal calificarea cu cel puțin de la zonă cu 1-2 sportivi. Totuși a venit cu un număr foarte mare, 7 sportivi. 7 sportivi. Chiar este îmbucurător și dătător de speranțe pentru finala unui campionat național. Da, toți și eu și sportivii am fost foarte bucuroși și ne-am gândit că putem un pic mai mult, comparându-ne cu ceilalți adversari. Chiar vreau să vă întreb, celelalte cluburi care sunt convins că sunt mult mai puternice și au ani în spate de experiență, câți sportivi au avut calificați în această etapă de zonă? Am să fac o comparație între câteva cluburi de renume, cluburi cu tradiție, cluburi în care infrastructura, modul de organizare, organigrama clubului, a secției, este mult peste organizarea noastră. Și am să mă refer la Clubul Dinamo. Clubul Dinamo a avut 5 sportivi. Calificați pentru etapa? Pentru etapa de la Târgu Mureș, da. Dar cu câți sportivi au fost prezenți la această? Mulți, pentru că, da, Bucureștiul este are un potențial uman. Păi chiar de asta m-a surprins, pentru că da. Foarte mulți și așa de puțin ca copii calificați. Chiar dacă în București sunt mai multe cluburi cu tradiție, cu de renume, Steaua, Dinamo, Rapidul, Metrorexul, CS5-ul, CSS-urile, Dinamo încă reușește să atragă, să aducă să adune la sală un număr important de sportivi, dar un lucru foarte îmbucurător pentru mine și pentru sportivi a fost faptul că s-au comparat, s-au luptat și s-au convins că sunt cel puțin la fel de buni, dacă nu mai buni decât colegii lor de la Steaua, Dinamo, Metrorex, Rapid, cluburile sportive școlare. Iar ceea ce eu încercam să le transmit înainte de competiție, că și ei au tot două mâini și ei au tot două picioare și ei sunt la fel de pregătiți, spre bucuria mea s-a devenit la bine la partea psihologică și i-ați încurajat foarte bine și cred că acesta a fost și motivul de nu au simțit această diferență de valoare sau și chiar de nume, că zici, te lupți, te bați cu clubul Dinamo, te lupți cu clubul Steaua, deci deja ai un deficit, să zicem, în fața acestor cluburi. Dar vreau să vă întreb, cu ce echipă, cu ce lotă ați participat? Cu cea care ați fost și anul trecut în aceste competiții? Că știm că și anul trecut ați trecut prin aceste etape, calificări, zonă, participări. Sau s-a mai modificat structura lotului? Structura a rămas aproape aceeași, pentru că s-au luptat sportivi născuți în anul 2000-2001, categoria copii 1 și categoria copii 2, copii născuți în 2002-2003. Nu am putut să participăm cu sportivii din 2004-2005. Cei mai mici. Copii 3. Da? Unde noi avem sportivi care în anul competițional 2015, și aici trebuie să reamintesc rezultatele foarte bune pe care sportivul nostru Gheorghe Valentin la categoria 26 de kilograme tot anul 2015 l-a dominat. Deci toate competițiile, toate turneele, toate întâlnirile pe care le-a avut, le-a câștigat înainte de expirarea timpului, înainte de terminarea partidei, s-a prins superioritate tehnică.
Și nu a avut șansa să participe la un campionat național sau la o etapă de finală? Nu, pentru că este născut în 2005. Iar și nu s-a organizat competiții? Competiția pentru 2004-2005 s-a organizat în cadrul unui proiect Pierre de Coubertin. O să, vorbim, dacă vă interesează, o să vă... Sigur că da, vom vorbi și despre acest proiect. Dar el, fiind foarte mic ca vârstă, este foarte bine pregătit tehnic, dar nu a participat la competiția aceasta. Dar asta este o ca o lege dată de federație, deci cei mai este mici... Un regulament. Este un regulament. Este un regulament. Care cei mici, da. 2004-2005, nu au încă dreptul de participare la astfel de competiții de campionat național, finale. Exact, și exact. Cum nici sportivul Răbâncă Mihai, care este înscris în cadrul secției de 6 sau de o lună jumate, dar care are o forță nativă, o dezvoltare fizică puternică, deși nu avea decât 3 săptămâni, o lună de când era în sală, a avut la București, la memorialul Victor Dolipski, un rezultat extraordinar și o execuție a unui procedeu pe care l-a executat de sute de ori la sală și, spre bucuria lui, a ieșit și în concurs. Păi asta e o mare câștigi. Reușită pentru pentru experiența lui de câteva săptămâni. O lună jumate. Da, 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 da. Dar aici s-a evidențiat un lucru foarte bun. Faptul că, cel puțin așa am înțeles eu, faptul că la școala generală unde el este elev, activitatea de educație fizică se desfășoară normal sau bine sau foarte corect, a fost avantajul pe care l-a avut el în comparație cu ceilalți sportivi. Voi faceți orele de educație fizică normal. Câte ore aveți pe săptămână de sport? O oră pe săptămână. O oră? Da. Ai mai practicat înainte un alt sport? Înainte să vii la lupte, la domn profesor? Da. Ce sport? Basket. Ai fost și la basket. Și cât ai fost? Cât timp ai fost la acest sport? Am fost... Mai mult timp? 2 ani. Doi ani. Și... Deci aveai în spate un pic de pregătire. Deci, domn profesor, nu l-ați luat chiar de la zero. Contează un copil chiar de vârsta lui să facă și ora de sport așa cum trebuie și să practice alternativ și un alt sport pe lângă extrașcolar. Se simte după, cred că este mult mai ușor în pregătire și probabil este și motric de a învăța foarte repede, în timp foarte scurt, în 6 săptămâni, aceste, că totuși luptele sunt cu elemente tehnice. Pe lângă forța fizică, care și asta e în dezvoltare, că suntem foarte mici, ne trebuie să învățăm elemente tehnice și prinderi și multe alte lucruri. Și înseamnă că el este foarte motric, pe lângă, probabil mi-a zis că are abilități motrice foarte bine dezvoltate pentru vârsta lui, pentru greutatea lui, și a prins foarte repede, genetică foarte bună, lucru care l-a făcut să se evidențieze în categoria lui de greutate. În turneul despre care vă vorbeam, memorialul Victor Dolipski, au fost în sala de concurs, au fost prezent foarte multe glorii ale luptelor românești. Chiar vreau să vă întreb de acest lucru, că știu că anul trecut, tot așa, după acest memorial, Victor Dolipski, ați fost prezent la noi în platoul emisiunii și ne-ați detaliat exact toate rezultatele cu copila și dumneavoastră și mi-ați zis că a fost plină sala de celebrități în acest sport. Anul acesta au revenit cu aceeași plăcere aceste celebrități, nume importante ale luptelor greco-romane din acest sport. Sportivii care au scris pagini de aur, istorie, pagini de aur în istoria sportului românesc, al luptelor la nivel mondial, au onorat acest turneu organizat într-un mod foarte foarte frumos, foarte maestos pentru sportul național lupte. A fost prezent în sală și ne-a onorat la festivitatea de premiere multiplu campion olimpic mondial universitar Ion Cernea, antrenor federal al lotului național al României, 28 de ani. Maestru Cernea a mânat copiilor medaliile și noi am avut plăcerea, bucuria, obligația de a le spune lor că acest domn cu părul alb
la 76 de ani, este alături de noi și de ei și este un model pe care ei trebuie să-l urmeze. O altă personalitate a sportului, a luptelor, campion olimpic Vasile Andrei, a fost cel care a oficiat festivitatea de premiere a sportivilor de la categoria plus 100 de kilograme. Și dacă vă vorbeam în urmă cu un an, cu 6 luni, 7 luni, că încă nu avem doi sportivi grei, categoriile grele, Clubul Sportiv Dunărea Giurgiu s-a prezentat la București cu un tânăr care este prezent lângă noi, Rotaru Cosmin, care în urmă cu 5 luni jumate a venit mai timid în sală și cu mai multe kilograme, și aici ar fi bine să spună el cum a venit, cu câte kilograme și cu ce gânduri. Uite, domn profesor, ți-a pus întrebarea. Am venit la sfatul unui prieten care a practicat și el luptele, mi-a sugerat și mie să vin la sală. Când am venit prima dată, am avut 116 kg și am dat jos, acum am 94. În cât timp ai slăbit? În 4 luni. În 4 luni. Da. Înainte mai practica vreun sport? Nu. Nu, deci asta... Și cum a fost contactul când ai intrat prima dată într-o sală de lupte? A fost foarte bine. Ți-a plăcut așa, prima impresie? Da. Ai avut emoții. Am avut emoții. Și primele antrenamente, că nefiind cunoscător absolut deloc în tainele luptelor, cum a fost contactul cu salteaua, cu efectiv cu antrenamentul propriu zis? Că una e să privești, una e să practici. Da, la început a fost mai greu. Mai greu? Da. Mai ales că aveai și kilogramele în plus? Acum că ai mai slăbit puțin, te simți mai bine, mai dinamic în saltea? Da, mult mai bine. Mult mai bine. Și prima competiție pentru tine când a fost? Care a fost? A fost la Clubul Dinamo București. La acest memorial, Victor, da. Dole. Și ce poți să ne spui? La prima competiție, cum a fost senzația? Că una e să te antrenezi la noi în sală la Giurgiu și una e să te duci la București, unde au fost prezenți foarte mulți, cred că, competitori. Ne va zice domn profesor mai exact câți sportivi au participat la acest concurs. Și cum ai simțit acolo? Ai avut emoții când ai văzut atâția competitori? Poate în capul tău te gândeai că unii sunt deja mult mai buni decât tine? Ai avut așa în cap? Îți puneai singur întrebări? Da, sincer, am avut emoții foarte mari la început. Au fost sportivi foarte buni și a ajutat foarte mult antrenamentul. Și probabil și sfaturile domnului antrenor, da. Care v-au susținut. Și ce vă zicea domnul antrenor înainte să intrați pe saltea? Să ne ținem bine, să fim tari. Să vă țineți bine pe picioare. Da. Și câte meciuri ai avut la acel concurs? Am avut 4 meciuri. Și cum? Au două fost victorii și două meciuri pierdute. Da. Și în final, pe ce loc ai obținut? Locul 3. Locul 3. Da. Și când te-ai urcat pe podium, ce ai simțit la prima ta medalie? Am fost foarte bucuros. Foarte bucuros. Da. Ce ți-a zis domn profesor? La prima medalie câștigată. M-a felicitat. Și ți-a zis, avem viitorul... Sau acum trebuie să-l întreb pe domn profesor, că el știe mai bine. L-am felicitat și i-am dat un sfat. Să-și facă o fotografie, prima lui fotografie, la prima competiție, să o păstreze. Avem afișată deja fotografia. Îl vedeți pe Cosmin în dreapta. Aici mea, în poza aceasta, da, da, vreau să păstrăm puțin poza. Este fotografia de la sfârșitul competiției, unde 5 sportivi giurgiuveni au obținut rezultatele foarte bune. Cel mai mic, la categoria 26 de kilograme, este sportivul Gheorghe Valentin, care a dominat categoric categoria 26 de kilograme, a avut 7 meciuri, 7 victorii, 5 înainte de limită. Fratele sportivului Gheorghe Valentin, cel care este lângă Cosmin, din stânga al doilea, care a ocupat locul 2, Gheorghe Alexandru, de la școala generală numărul 3, care a scăpat, cum spunem noi, printre degete locul întâi, fiind în trecut la 2 puncte diferență. Fratele, al treilea frate, Gheorghe Alexandru, cu tricou albastru, a ocupat locul 2, într-o companie foarte, foarte bună. Pentru locul
1-2 s-a luptat cu un component al lotului național, iar în finala mică l-a eliminat pe reprezentantul clubului Dinamo, clubului gazdă. Cred lucru că care ne-a bucurat. Dezamăgire pentru da. Clubul Dinamo. Trebuie văd că aveți aici în poză mai multe personalități. L-am văzut înainte pe Nicu Ginga, aici l-avem pe Ion Cernea. Și... Maestru Cernea, campion da. Olimpic în stânga domniei sale. Reveniți la poza precedentă, vă rog, colegii din regie. În spate este... Așa, e foarte este, bine. Da. În spate, domnul cu cravată neagră în costum, cu părul alb, este domnul Ion Cernea, campion olimpic. În stânga domniei sale este multiplu campion mondial, vicecampion european, multiplu campion național Nicolae Zamfir, care ne-a onorat cu prezența la turneul din Victor Popescu. În costum alb-roșu, costum de trenic, este antrenorul și lotului sportiv de la Dinamo, iar tânărul cu barbă este copilul campionului Victor Dolipski, cel pe care noi l-am memorat, campion olimpic. Iar în față, dacă observați, spre bucuria noastră, sportivii noștri, în fața maestrului Cernea, este sportivul nostru Mihai Răbâncă, Gheorghe Alexandru și Gheorghe Valentin în fața antrenorului de la Dinamo. Nu îi văd pe ceilalți. Nu, este doar o parte din... Da. Vreau să vă întreb și să ne spuneți cine a fost Victor Dolipski. Trebuie să ne spuneți așa un pic și... Pentru iubitorul sportului giurgiuvean trebuie să le spun că Victor Dolipski este o gloria sportului românesc, al luptelor greco-romane, cel care a reușit să obțină medalia de aur, o medalie olimpică de aur într-o companie selectă. A avut la categoria grea plus 100 de kilograme adversari puternici. Și aici trebuie să spun victoria... Deci a fost la categoria grea. Grea, plus 100 de kilograme. Deci avem aici un exemplu, deci trebuie să... Un exemplu pentru Cosmin, care... Cosmin. A văzut câteva imagini cu maestru Dolipski în tinerețe, cu ceea ce reprezintă el pentru luptele românești, pentru că toți cei care l-am cunoscut, toți cei care îl respectăm... Ne amintim cu mare plăcere despre victoriile lui. Și o altă personalitate a sportului la categorie grea prezentă la turneul de la București a fost multiplu campion olimpic mondial Vasile Andrei, care a oficiat activitatea de premiere a sportivilor. Și este o onoare pentru Cosmin ca la prima lui competiție să primească medalia din mâna unui campion olimpic. Păi e o mare onoare și în același timp un exemplu de urmat și o încurajare, nu? Deci să lupți și să te antrenezi mult mai mult, mult mai bine pentru a câștiga o medalie de aur la viitoare competiție, nu? Aici în fotografie avem în lotul nostru sportivii premiați cu maestru Gingă. L-am văzut, da. Și, iar în stânga mea trebuie să spun pentru giurgiuveni, pentru cei care, pentru părinții în general care doresc să-și aducă copiii în sală, este colegul meu, antrenorul de la secția de lupte, domnul Florin Ciobanu, care este voluntar în cadrul secției de lupte, fost sportiv în lotul echipei Rapid București, participat la una dintre competițiile acelor vremuri, Ceferiada, cei care de vârsta mea știu că în afară de Daciada era Dinamoviada, Spartachiada și Ceferiada. Era o competiție rezervată cluburilor din Ministerul Transporturilor, cu rezultate internaționale foarte bune și a rămas domnul Florin Ciobanu, a rămas cu dragoste pentru sportul, pentru lupte și de luni bune vine și mă ajută, mă sprijină pentru că având un număr bun de copii. Chiar, acum câți sportivi aveți legitimați și câți nu? Sunt și din acei sportivi nelegitimați momentan? Sunt și sportivi nelegitimați pentru că
având 4, 6, 48 de sportivi în sală, la un moment dat nu poți să-l, dacă vine o zi, două și mai vine peste încă două, și, dar la cei care vin constant și care demonstrează că au o perspectivă, îi legitimăm, îi înscriem în competiții. Și cât copii legitimați aveți în prezent? 36 de sportivi legitimați în prezent. Foarte numeros. Foarte mare, și lucru care mă bucură pe mine sau trebuie să bucure pe toți iubitorii de sport din Giurgiu, am reușit să avem echipă pentru copii 1, 2000-2001, echipă pentru copii 2, 2002-2003, și avem și echipă de cadeți formată, pregătită, antrenată, și vă invit în data de 7 noiembrie să vedeți toți sportivii noștri într-un turneu foarte select. Sunt invitate 7 cluburi din elita sportului care au echipe de copii. Fac precizarea, care au echipe de copii și care au confirmat că participă sâmbătă la noi, la Giurgiu, la un turneu pe care am reușit să-l organizăm cu sprijinul domnului profesor Marin Mirel, din cadrul Direcției Județene de Tineret și Sport, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru sprijinul constant pe care l-am primit de la domnia sa, încă de la înființarea secției. Dacă îmi dați voie, o să vă avem câteva imagini interesante. Sportivul în albastru, Bucur Cristi, execută un procedeu complex, un procedeu cu amplitudine cu manechinul, se numește salt. Sportivul roșu este Gheorghe Valentin, cel care n-a pierdut niciun meci în anul 2015, despre care v-am povestit. Da, îl avem și pe Cosmin. Și Cosmin, înainte, greul secției. Greul secției, da. Și cred că era chiar la început, când aveai mai multe chile. Da, da, da. Nu? Da, da, da. În stânga, cu tricou roșu, este Gheorghe Florin, al treilea din stânga spre dreapta. Gheorghe Florin, care a ocupat locul 2 la turneul Dolipski, a pierdut printr-o greșeală copilărească, i-am spus. Chiar așa, dar câte medale ați câștigat, ați cucerit la Memorial Victor Dolipski? 5 medalii. 5 medalii. 3 frații Gheorghe. Frații Gheorghe, da. Și Cosmin o medalie și Mihai o medalie. La acest memorial, ce categorii de vârstă avea voie să se înscrie? Au participat sportivii de la 99 în sus. Ah. 99-2000-2001, 2002-2003-2004. Asta a fost limita de vârstă, 99. Da. 99, da. Ultima categorie. Născuți în anul 1999. Trecem și la Mihai să ne spună el cum a fost la acest concurs organizat de Clubul Dinamo de la București. Fiind și prima medale, cum ți s-a părut acest concurs pentru tine? Mi s-a părut foarte bine, a fost primul meu concurs și am fost foarte bucuros că am luat medalia și mulțumesc domnului meu antrenor pentru că m-a învățat mișcările pentru lupte și că m-a încurajat ca să vin. Ca să vii la concurs sau și la antrenamente? Și la antrenamente și la concurs. Și să mă încurajeze cât mai mult să fac mișcări mai grele. Și cum ai ajuns tu să faci lupte? Te-a chemat domn profesor? Te-a îndrumat un prieten? Te-a adus părinții? Cum ai ajuns să faci acest sport? Mama mea cunoștea un prieten de-a lui, domnul antrenor. Și așa am discutat și m-au adus să la văd sală. Da, cum este. Și ți-a plăcut din prima? Ai făcut din prima zi antrenament sau doar te-ai uitat, ai privit la ceilalți copii cum se antrenau? Am privit și am intrat și eu pe saltea și am făcut ce făceau și ceilalți. Și te-ai priceput așa din prima? Da. Și ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Da. Și ai avut emoții așa fiind primul tău concurs și nu aici în oraș, la București, cu atâția competitori? Am avut puține emoții, dar mi-au trecut. S-au trecut când ai intrat pe saltea, a? Da. Da. Ce te-ai gândit? Să fiu victorios, să câștig o medalie. Da. Câte meciuri ai avut la București? Un meci. Un meci ai jucat? Un meci câștigat. Un meci câștigat. Deci, și ai luptat? A luptat 3 meciuri. Un meci s-a terminat la egalitate. A fost sportivul cu care am terminat meciul la egalitate. Un meci câștigat. Iar diferențierea pentru medalia
de bronz pe care a luat-o, a constat între cei doi sportivi, s-a făcut diferențierea pentru faptul că el a avut puncte câștigate în meci mai multe. A executat procedee la care primește puncte. E un regulament, dar da. Faptul că el a câștigat mai multe puncte, i-a oferit șansa, a fost o șansă să câștige medalia pentru că a executat procedee tehnice mai multe. Tehnice mai multe și da. A avut un punctaj mai mare. Un lucru deosebit. Foarte bine s-a descurcat în această competiție micuțul nostru, Mihai, care vince pe orice, putem să spunem. Și văd că este foarte hotărât și promite mult. Și ai văzut atâția campioni acolo la Clubul Dinamo, la această competiție, Memorial Victor Dolipski. Ai vrea să fii și tu ca unul dintre ei? Da. Pe cine vrei să ajungi tu, dacă vrei să continui cu luptele? Ca Gheorghe Alexandru. Îți place ție mult? Da. Ce vrei să... Ce te-a determinat să îți dorești să fii ca el? Păi are niște mișcări foarte bune. Și unde l-ai văzut? La televizor sau acolo? Le-am văzut în turneu, le-am mai văzut pe la sală. Și îți plac mișcările? Da. E foarte rapid sau e foarte tehnic? Da, și foarte rapid și foarte... Un sportiv foarte tehnic. Da. Și ți-a plăcut. Deci domn profesor are timp și vă arată evoluția fiecărui fost mare sportiv sau actualilor sportivi și probabil e un mod de antrenament și în acesta. Da, de a vizualiza. Sportul modern nu mai este cel de acum 40 de ani. Mijloacele audio-video fac parte din activitatea de pregătire și atunci când folosești mijloacele audio-video, înregistrările, meciuri importante ale marilor campioni și le arăți copiilor sau le arăți un procedeu tehnic descompus, automat iau posibilitatea să-l asimileze mult mai rapid. Iar spre bucuria mea, copiii din ziua de azi au o memorie vizuală, au capacitatea de a reține și de a reproduce un procedeu tehnic mult mai repede decât poate îl învățam noi acum mult timp. Iar acești doi copii care sunt cu mine, nu prea le spun eu așa direct, dar ei sunt din grupul celor care au prins foarte repede, au ceva, au sâmbură la bună, au sămânța aia bună care îi ajută să prindă. Poți să lucrezi cu un sportiv, un procedeu luni de zile și să nu iasă. Și să nu iasă. Și să nu iasă. Deci, putem spune că acești copii chiar au un talent sau sunt făcuți pentru acest sport. Pentru sportul ăsta, exact asta. Unii sunt poate talentați în alte sporturi, dar când vin în altă parte, chiar nu se evidențiază. Exact. Chiar avem și un mesaj de la cineva, nu este semnat, și spune, am un băiat de 10 ani, aveți grupă de vârstă pentru el ca să-l înscriem? Și cât costă pe lună? Da, pentru telespectatorul care ne urmărește și ne-a transmis acest mesaj, vreau să-i mulțumesc, în primul rând că ne urmărește. Vreau să îi spun că activitatea secției de lupte greco-romane și libere se desfășoară la sala de sport a Liceului de Marină, că avem grupe de copii de 10 ani, că antrenamentele se desfășoară de luni până vineri, de la ora 5 la ora 8, de la 17 la 20 și nu costă niciun leu. Toate activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu sunt asigurate gratuit de către profesorii antrenori din cadrul secțiilor. Toate secțiile, fotbal, atletism, înot, tenis de masă, lupte, cred că n-am uitat nicio secție din cadrul clubului, sunt și fotbalul, da. Sunt gratuite pentru tinerii din municipiul nostru, din orașul Giurgiu. Deci înseamnă că puteți veni cu băiețelul dumneavoastră în aceste zile la sala, unde îl veți găsi pe domnul antrenor și, bineînțeles, și copilașii. Și nu costă, fac precizarea, nu se plătește absolut nimic pentru... Încă mai sunt cluburi care cu multe secții unde, din păcate, văd că giurgiuvenii încă nu știu că nu se plătesc, atât cât și clubul CSM Dunărea Giurgiu, cât și clubul CSM, clubul municipal Giurgiu. Deci și acolo sunt anumite secții unde totul este gratuit. Da.
dar cu această ocazie, bine că avem aceste emisiuni, telespectatorii află ce sporturi se pot face în acest oraș și că se poate face și gratuit. Mai se poate face ceva în ziua de azi și fără bănuți. Și fără bani. De obicei, toate sporturile, bine, e o lipsă acută, financiară în sportul românesc în ziua de azi și toți părinții sunt obișnuiți de a plăti orice, de la transport, de la echipament, de la alimentație, orice, și e foarte greu să ajungi la marea performanță când totul vine din buzunarul părintelui. Dacă n-ai n-ai părinți foarte posibilități financiare, cu posibilități financiare, atunci păcat, anumiți copii se pierd pe drum din lipsa acestor posibilități. Trebuie să spunem în cadrul emisiunii că obiectivul secției de lupte, obiectivul activității pe care o desfășurăm, nu este în alta performanță. Personal aș fi foarte fericit sau sunt foarte mulțumit atunci. Bine, când... în alta performanță, aș zice, să ajungi la un campionat național. Adică la un campionat național ne referim la finala campionatului național. Asta, da. Deja asta pentru cei mici este o performanță. Este performanță, da. Una e să faci sport de masă, ce înseamnă doar pe raza municipiului Giurgiu, da, la nivel local, și una e să deja să participați cu acești copii la finale de campionat național, deja totuși putem spune că e performanță. E performanță, deja, dar se începe a performanță. Aș dori să încurajăm sau să transmit părinților de activitatea pe care o desfășoară în sală, eu și colegul meu, domnul Florin Ciobanu, de faptul că sala este corespunzătoare din toate punctele de vedere, și aici mă refer saltea, dușuri, vestiare, sunt toate condițiile pentru a desfășura activitate sportivă, sport, cu tinerii de la 6-8 ani până la 20 de ani. Și foarte important să repet, poate, că nu se plătește nimic. Primăria municipiului Giurgiu asigură toate condițiile de desfășurare activității de instruire educativă sportivă gratuit. Și aici vorbesc de la sală, vestiare, dușuri, echipament sportiv, materiale sportive, ghete, dresuri, lupte, toate sunt asigurate. Nu se plătește absolut nimic. Asta este un lucru foarte bun pentru secția de lupte și pentru toți copiii care vor să practice acest sport. Vă rog frumos, cine își dorește foarte mult să practice acest sport, să vină la antrenamente. Aveți un antrenor foarte bun și, după cum vedem, și copii excepționali, care după câteva luni, săptămâni, deja au prins tainele acestui sport și au luat deja prima medalie. Cu toate că n-a fost un campionat național, o etapă de final, a fost un memorial, dar chiar vreau să spun, la acest memorial, la concursul organizat de Clubul Dinamo, câți copii au participat? Că nu ne-ați spus. Turneul Victor Dolipski a fost ultimul turneu de verificare înaintea finalei naționale. Ăsta lucru e foarte important pentru antrenori. Și înseamnă că au fost dar și foarte mulți participați. Au fost 186 de sportivi de greco-romane. 186 de sportivi a pus la muncă și comisia de arbitraj și antrenorii și la sfârșitul zilei competiționale ne-am dat seama că antrenorii federali care au fost prezenți în sală au venit pe la fiecare antrenor în parte și l-a întrebat de fiecare copil. Când un antrenor federal vine la tine și te întreabă în ce an e născut sportivul tău, ce kilograme are, în ce clasă e, cum merge cu școala, pentru noi, antrenorii, reprezintă un semn că acel sportiv se află în vederea antrenorului federal. Spre bucuria noastră am avut 3 sportivi. Unul dintre ei aici prezent, Cosmin Rotaru, a fost apreciat de către Clubul Sportiv Dinamo București, club sportiv cu care noi avem o colaborare foarte bună, sportivul Gheorghe Florin este în atenția antrenorului de la Clubul Sportiv din Constanța pentru o colaborare, o dublă legitimare, dublă cum o numim noi, dublă legitimare pentru care mi-am dat acordul cu cea mai mare plăcere, pentru că dacă noi nu putem asigura în afara de ceea ce v-am spus minimul necesar, îl asigurăm noi, Clubul Sportiv din Constanța încearcă, dacă vom finaliza această colaborare, să-i asigure și ceva pe deasupra, însemnând un rând de echipament Adidas
pot să spun, nu fac reclamă, GTD, o firmă de renume, o indemnizație de efort consistentă, lucruri pe care la un anumit nivel de pregătire și ai nevoie. Și performanță chiar pentru că sunt necesare. Când ajungi să faci pașii ăștia, ai nevoie de ele. Iar sportivul Gheorghe Florin a ajuns la momentul în care are nevoie. Deci a ajuns la un nivel în care chiar a ieșit în evidență în fața antrenorilor federali. În mod constant s-a evidențiat. Și deja, probabil, ei vă îndrumă spre aceste cluburi. Antrenorii federali sau... Antrenorul federal vine și spune, băi, dă-l că uite-l. Da. Merge acolo și... Dar sunt câteva lucruri specifice luptelor. Deci un sportiv de la mine, de la noi, de la Giurgiu, poate să lupte pentru echipa din Constanța în cadrul echipei. Da. Și dublă în alte legend, sporturi da, se da, practică da, da, aceste da. Duble legitimări, tot pentru a sprijini copilul, atât da. Din punct de vedere financiar și nu numai. Care a fost diferența? Știm că și anul trecut ați participat la acest memorial. Care a fost diferența de medalii, de comportament a copiilor în acest concurs? Sau s-a evidențiat o evoluție bună? Am observat... Totuși a trecut un an peste da. Ei, sunt deja mai experimentați. Este evident scurgerea timpului. Au mers dezinhibați, n-au avut niciun fel de emoții, n-au avut probleme. Când s-au revăzut ei între ei sportivii, s-au îmbrățișat, ce ai mai făcut, ce categorie faci. Eu am observat un nivel calitativ la partea de pregătire tehnică. Faptul că au executat mai multe procedee în luptă, faptul că au ieșit din situații periculoase pentru ei. Au reușit să remonteze, să câștige puncte în situații care păreau dificile pentru ei. Au fost îmbucurători. Și faptul că frații Gheorghe, Florin, Valentin și Alexandru, care sunt din, au participat și anul trecut la acest turneu, au fost pe podium, au reușit în toate meciurile, procedee tehnice, meciuri foarte frumoase, spectaculoase, a fost dovada că anul care a trecut a fost un an cu câștig pentru ei. Deci munca și antrenamentele s-au văzut mult mai bine în această da. Competiție. Deci am vorbit despre cele două concursuri premergătoare și foarte importante înainte finale campionatului național de la Târgu Mureș. Acum trecem la această competiție, ultimă competiție unde ați participat chiar în acest weekend, și să ne dați detalii și să ne spuneți cu ce rezultate v-ați întors de la finala campionatului național de la Târgu Mureș și cu cât sportiv ați participat. Și 7 sportivi am avut, toți cei calificați la etapa la de zonă. La Târgu Mureș, sala polivalentă din Târgu Mureș, o sală frumoasă, pregătită de gazdele noastre, de Direcția Județeană de Tineret și Sport Mureș, de secțiile de lupte din Mureș și de Federația Română de Lupte. O pregătire extraordinară, s-au luptat pe 4 saltele, lucru care a implicat un efort foarte mare din partea organizatorilor, da? Și activități de pregătire pentru noi antrenorii. De la partea specifică, ședințele tehnice, cântarul oficial, care ne-au dat mai multe emoții nouă antrenorilor, pentru că dacă la etapele de zonă în regulament apare 1 kg toleranță, trebuie să vă spun că la finală nu mai avem toleranță. Au avut sportivi emoții pentru că vine cântarul, mai am 300 de grame, mai am 500 de grame, nu mai dau 200 de grame. Toți sportivii noștri au făcut categoria, toți sportivii au luptat, au trecut de tururile preliminare. Rezultatele pentru noi, dacă le comparăm cu obiectivele, cu obiectivul pe care mi l-am propus, sunt foarte bune, pentru că mi-am propus, sau îmi doream, mai bine spus, un sportiv în primii 8, dar am reușit prin sportivul Gheorghe Florin o clasare pe locul 7. Clasare pe locul 7 care pentru el a fost un moment de supărare, că am scăpat maestre, am scăpat medalie. Locul 7. A avut șanse la medalie. Acum, și
Experiența competițională i-a lipsit. Asta i-a lipsit. Da? Și n-a înțeles că el s-a luptat cu sportivi din 2000, mult mai mari. Mai mari cu un an ca el, iar el este singurul intrat în primii 8, născut în 2001. La anul el va fi lider de categorie. Da, deci el va avea un an de pregătire și vor veni din urmă copiii care acum sunt la copiii 2. N-a înțeles, emoțiile lui au fost justificate, supărarea mea a fost cumva supărare pentru că mai găsești câteodată și arbitrajului câte o vină reală. În cazul lui sportivului Gheorghe Florin, în mod cert, și arbitrajul a fost puțin în dezavantajul lui. Fratele lui Gheorghe... Se întâmplă probleme de arbitraj și la astfel de competiții cu categorii mici. Trebuie să recunoaștem. Nu avem ce împărți și nu avem... Nu avem, ce... nu, dar poate că la un moment dat orgoliile unora, poate că faptul că el era mai tânăr, încă nu e cunoscut în zona de lupte în nord, unde toate cluburile din sud îl știu, unde se duce, știi că la categoria 47 el este. Dar s-a întâmplat lucru bun, că a înțeles că mai avem competiții, mai avem alte finale pe care trebuie să le câștige. Și în mare sensul ceilalți copii în afară de Gheorghe Florin, ei cum au simțit această competiție? Au avut așa un pic de dezamăgire că nu s-au clasat mult mai în față sau știau dinainte că care este valoarea și nu ați avut prea multe așteptări? Prea multe așteptări am încercat să nu avem, pentru că știam valoarea cluburilor din țară. Câte cluburi au participat? 80. Iar numărul nici nu mai zicem. Mare, nu. Au fost peste 940 de sportivi. Foarte mulți participanți. Da. Când vorbim de patru. Da, au fost finale la copii 1, copii 2, lupte libere, greco-romane. Da. Și la o saltea au fost lupte feminine, dar cu ponderea a fost mai mică. Mai mică. Dar 900 și de sportivi, aproape 1000 de sportivi într-o sală. Dați-vă seama ce greu a fost, ce... Probabil organizatorii au făcut eforturi considerabile. I-au pus la dispoziție anumite hoteluri, cazare, masă, cu toate presupun că ați plecat și ați fost susținut de clubul Dunărea Giurgiu. Da, clubul Dunărea Giurgiu ne-a asigurat participarea, dar am primit și sprijin. Iar trebuie să spun, să evidențiez acest aspect, din partea domnului profesor Marin Mirel, care ne-a ajutat prin a găsi, prin a identifica posibilitatea de a ne caza într-un spațiu al Ministerului Tineretului și Sportului. Da. De altfel, condiții obligatorie mai mici. Și da, atunci, da, cred că mai accesibile și pentru clubul nostru. Da. Înainte să trecem, păstrați-vă ideea, mai avem câteva mesaje. Doamna ne-a răspuns în urma detaliilor date de dumneavoastră. Mulțumesc pentru răspuns. Mâine seară venim la antrenament cu băiețelul. Felicitări pentru emisiune, doamna Popa Emilia. Deci acum s-a și semnat, știți mâine cu cine vă întâlniți la sală. Mai avem un mesaj. Felicitări, domnule antrenor, pentru munca depusă și plină de dăruire în educarea sportivă a copiilor. Luciana. Mulțumesc și doamnei Popa, mulțumesc și doamnei Luciana. Mulțumesc copiilor că sunt în sală și că iubesc sportul, pe care trebuie să recunosc că și eu îl iubesc. Păi un sport care l-ați practicat și nu aveți cum să nu-l iubiți cu mare drag, da. Chiar dacă sunteți antrenor nu de foarte mult timp, de câțiva ani. Să nu putem să zicem că e Nicu Gingă sau de anumită valoare peste 20 de ani de experiență în arta antrenoratului, că una e să practici mulți ani și una să vii... înseamnă altceva. Când treci la antrenorat, e lucru, trebuie să o iei cu începutul, cu selecția, cu copilul, cu a-l învăța. Puțin sunt convins că ați trecut prin etapele acestea cu mare drag, dar în același timp cu emoții. Am să vă fac o confesiune sau să fac o mărturisire, așa. Puțin știu că
nu de puțin timp sunt antrenor, sunt absolvent al Școlii Naționale de Antrenori, al primei promoții al Școlii Naționale de Antrenori, asta însemnând promoția 1996. Ideea e că una e să pui în practică, exact, cea că promoția, da, una e să fii antrenor de, da, nu știu când și absolvent, de normal să fii, da, terminat școala de antrenor acum mult timp, dar probabil n-ați reușit să treceți în practică, să antrenați. Da. Din motive personale sau n-ați avut îndemnul? Nu, nu. Haideți să trecem, nu, și... Nu, am făcut-o la serviciu profesional, activitatea cu sportul, și am făcut-o, zic eu, bine sau foarte bine, pentru că din punct de vedere profesional am fost obligat să, adică am să practic sportul sau să mă ocup și de pregătirea sportivă, dar stând în preajma maestrului Gingă, ajutându-l atunci când domnia sa avea nevoie să aibă pe cineva mai tânăr, nu m-a interesat așa. E, în urmă cu 3 ani chiar m-am hotărât că e momentul să, și de 3 ani fac ceea ce cunoști foarte, da, bine. Bine că ne-a spus, că știam că sunteți, să zicem, novice pe tărâmul de a antrena efectiv, așa, chiar dacă iubim și avem în suflet acest sport de mulți ani, din tinerețe. Haideți să trecem și că ne apropiem de final și n-am vorbit chiar de proiectul acesta, Pierre de Coubertin, un proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, Campionul de Mâine. Ce puteți să ne spuneți de acest program și ce rol a avut? Proiectul Pierre de Coubertin a fost implementat la Giurgiu de către Inspectoratul Școlar Giurgiu, de domnul profesor inspector general Oprișan, de către Direcția Județeană de Tineret și Sport, de către domnul profesor Marin Mirel, și de subsemnatul, ca și antrenor delegat de către Federația Română de Lupte pentru coordonarea acestei ramuri sportive. Efectul sau participarea copiilor a fost bună și trebuie să recunosc că Mihai Răbâncă a participat la această activitate în momentul în care i-am văzut abilitățile, calitățile. Deci este și rezultatul participării la acest concurs. Păi, spuneți-ne mai exact, acest proiect Pierre de Coubertin este un proiect de selecție a copiilor nelegitimați pentru și activit-, mai mult de promovare a acestui sport, nu? Exact. Și știm bine că acest proiect a avut loc în mai multe orașe din țară și, bineînțeles, a avut și la Giurgiu, și la Giurgiu, unde, cu sprijinul profesorilor de sport. Și după v-ați dus în școlile de sport și ați anunțat această activitate de selecție. Da. Împreună câți copii au venit? Copii, criteriile erau ca tinerii să fie între 2003, 2004, 2005 născuți. Au fost mai mulți, au fost 76-78 copii, dar dintre aceștia 46 erau în vârsta pentru care o urmăream noi. Și din acești mulți 75, câți au rămas să vină în continuare la sala? Care sunt 8 copii care vin la sală și sunt copii buni și cu interes, cu dragoste pentru mișcare, n-au intrat încă în competiții. Dintre acești 8 se numără și Mihai. Și Mihai, care prezintă în platou. Da. Și care deja e medaliat la primul concurs din viața lui. Pe ceilalți sper să îi veni să-i urmăriți sâmbătă, începând cu ora 10, la sala de la Liceul de Marin. Și aici, în cadrul acestui program, cum ați spus, s-au organizat, s-au oferit și premii sau doar a fost efectiv o competiție de selecție? O competiție de selecție. N-am avut posibilitatea. Ar fi fost bine să putem să oferim copiilor un mic atenție, un suvenir, un tricou, o șepcuță. Nu s-au oferit. Dar scopul a fost binevenit, a fost selecția plus promovarea în sine acestui sport pe corpul, exact, romane. Dar cu toate astea am văzut în acele imagini, avem și noi câteva imagini, mai exact puteți să ne spuneți de ce copilașii nu aveau acele kimonoiuri? Dresuri de lucru. Da. Da. Pentru că regulile la acest concurs au fost foarte simple. În partea dreaptă aveți, acum cu spatele la noi, aveți un tânăr care a participat, este trântit, este pe saltea acum, cel care pierde
este unul dintre copiii 2004 care au fost selecționați în cadrul proiectului. Aici avem o fotografie cu personalul, cu domnii profesori de la școlile din oraș care au venit. S-au implicat. Sau care s-au implicat, domnul profesor Ion de la școala 10, domnul inspector de specialitate Florin Bădică, domnul Marin Mirel, domnul Oprișan, maestrul Coman, domnul profesor Narcis Coman, Narcis Coman, care a fost la prezent în sală. Iar pentru a nu face niciun fel de diferențiere, s-a luptat bărbătește în pantalon scurs, în tricou. Și probabil fiind și primul concurs pentru ei, un mijloc de selecție, cred că era foarte greu să dați la toți dresuri. 80 de dres, n-aveam 80 de... Pentru toată lumea. Da. Și cum ți s-a părut, Mihai, acest concurs pentru tine, fiind prima selecție? Mi s-a părut bine, mi-a plăcut... Și sigur o să mai vin. O să mă mai duc la concurs. O să te mai duci? Păi acum deja te vei duce categoric, că vei progresa, te vei antrena mult mai bine. Și ce medale îți dorești să câștigi? Cea de aur. Cea de aur. Și după cum am înțeles, voi vă pregătiți pentru săptămâna aceasta, pe 7 noiembrie, de un nou concurs. Ce medalie crezi că vei obține? Ori de aur, ori de argint. Oricum, îți dorești să câștigi o medalie mult mai strălucitoare decât cea de bronz, nu? Măcar locul 2, să progresești pas cu pas. Da. Crezi că va fi mai ușor dacă, deoarece acest concurs va fi la noi acasă, poate n-ai să ai toate cluburile alea mari și puternice pe care le-ai întâlnit la primul concurs la Memorial Victor Dolivski. Crezi că va fi mai ușor pentru tine să cerești o medalie mai valoroasă? Da. Și antrenamentele cum merg? Merg bine, îmi plac. Îți plac? Da. Deci, cum te simți pentru concursul din acest weekend? Mă simt pregătit. Te simți pregătit? Da. Tu, Cosmine, vei participa la acest concurs? Da. Și cum merg antrenamentele? Pentru că suntem deja pe ultima sută de metri, nu putem să zicem că îngrășem porcul în ajun. Știm cum e în sport. Merg bine și... Da. Prognozez o medalie mai valoroasă decât cea de bronz obținută la Memorial Victor Dolivski? Da, de ce nu? Având în vedere că este al doilea concurs, ar fi foarte bine aurul, de ce nu? Aurul mai ales. Da. Și presupun că deja ai deja un pic de experiență. Nu mai ești la primul concurs de acest, la acest nivel. Da, emoțiile nu mai sunt atât de mari. Și dacă vei participa la acest concurs de acasă, vei fi susținut poate și de părinți, și de prieteni, și de colegi? Vor veni în sală să te susțină? Da. Și probabil vei fi mai motivat, așa, pentru a câștiga medalia de aur. Sincer, emoțiile o să fie mult mai mari. O să fie mai mari pentru că îi vei vedea pe susținători și pe prieteni alături de tine? Da. Da? Atunci înseamnă că este încă un examen pentru tine acest meci, că trebuie să depășim aceste emoții. Într-adevăr, sunt convins și eu am fost sportivă și emoțiile erau mai mari când cei apropiați mie mi-erau alături. Nu știu de ce, în loc să te bucuri, erai mai emotiv, că sunt acolo și te privesc și parcă eu cred că se transmite emoția celor de pe margine, celui din teren, arenă sau saltea. Dar de ce zic că va fi încă un examen pentru tine de a depăși, trebuie să trecem. Sportul înseamnă și emoție, dar emoție pozitivă. Trebuie să știm să depășim aceste emoții și aceste bariere și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut fiecare în dreptul lui. Voi cum sunteți cu luptele, exact ce aveți de făcut cu adversarul pe saltea. Așa că noi îți dorim succes și Doamne ajută la o medalie de aur. Și ție, Mihai, cine știe, suntem alături de tine, vom fi cu echipa TV Giurgiu acolo, vom filma, sperăm să vă vedem pe podium, pe amândoi, pe un loc întâi, cu medalia cea mai strălucitoare. Că după câte văd, sunteți gata, pregătiți. Iar ceilalți sportivi, deci vor participa toți sportivii cu care deja îi aveți și îi antrenați. 30 de sportivi de la Giurgiu vor participa la această. Nu este vreo limită de participare, de vârstă?
deci criteriile pentru concursul de la Giurgiu sunt identice cu cele la Victor Tulipski. Este un concurs de reciprocitate, păstrăm aceleași condiții, aceste 8 cluburi. Și eu sunt bucuros că am reușit să intrăm în clubul ăsta, un cerc al cluburilor care au în obiectiv, în activitate, pregătirea copiilor. Criteriile sunt comune la toate turneele organizate de noi. Noi organizăm turneul alături de un alt important eveniment la care vă invităm pe această cale să fiți prezenți sâmbătă la ora 9:30-10. Nu pot să vă comunic o oră fixă pentru că suntem cumva condiționați de felul în care invitații noștri de onoare ajung de la București la Giurgiu și aici mă gândesc, am să vă spun doar că se fac eforturi ca inclusiv președintele Federației Române de Lupte să fie prezent la Giurgiu. Tot sâmbătă are loc un alt campionat foarte important dedicat sportivilor de 23 de ani și aici președintele Federației a promis trebuie că să fie prezent și trebuie, la acel vede eveniment. În funcție de program, de agenda dumnealui, dar vor fi prezenți foste glorii ale sportului giurgiuvan care vor da greutate unui eveniment la care vă rugăm să veniți și să-l vedeți. Va fi un eveniment important nu pentru luptele din Giurgiu, nu pentru luptele din România, pentru viața sportivă a municipiului Giurgiu, pentru promovarea acestei ramuri de sportive la nivel național și internațional și nu în ultimul rând poate constitui un imbold pentru copiii care vor fi în sală, în jur de 150 de copii, de a intra în contact, de a cunoaște performanțele unor foarte importanți campioni ai sportului românesc. Atât vă pot spune acum. Da, deci vor fi surprize la acest concurs, sigur că vom fi și noi prezenți și vom vedea la fața locului. Mai avem încă un mesaj, se pot înscrie și fete la clubul dumneavoastră? Domnul Angel Ionuț. Da, îi mulțumesc de întrebare domnului Ionuț Anchel. Da, avem și fete înscrise în cadrul clubului, avem sportive legitimate, avem sportive care s-au pregătit foarte, foarte bine, dar nu am reușit să participăm la nicio competiție feminină pentru faptul că nu avem un lot cu care să putem merge. Avem sportive foarte bune, trebuie să îi spun numele sportive uneia dintre sportive, Alexandra, foarte bine pregătită, dar neavând un număr minim de 4-5 sportive cu care să mă pot deplasa la competiții pentru fete, nu am mers. Dar avem. Dar nu puteți să mergeți cu un singur sportiv? N-aș putea să merg cu un singur sportiv. Având 3 echipe de băieți, cheltuielile pentru o deplasare cu un sportiv ar fi mai puțin eficiente pentru însăși sportivul. Dar sportiva, dacă vine și se pregătește, trebuie să aibă cel puțin o adversară cu care să facă repetările. Dar primim în cadrul secției de lupte, să avem și lupte feminine, primim fetele la pregătire, condițiile de participare același, gratuit, adeverință medicală, copie după document, certificat de naștere. Înseamnă că dacă și fetița domnului Angel Ionuț va veni în sala dumneavoastră, cealaltă fetițe vor fi parteneri și uite, așa se formează o echipă unde pot și cu timpul să participe la aceste competiții. Așteptăm pe domnul Angel cu copilul la sală. La sală în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, îl găsesc pe domnul antrenor prezent și puteți să înscrieți copiii, bineînțeles, cum v-a spus, gratuit. Și toate detaliile le veți primi, sigur, la fața locului. Dragii mei, emisiunea, chiar am și depășit timpul de emisie, s-a încheiat. Eu vă doresc succes pentru următoarea competiție din acest weekend. Copii, vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pentru rezultatele foarte bune pe care le-ați obținut deja, cu toate că sunteți începători și vă așteptăm cu medalia de aur la această competiție din 7 noiembrie și încă o dată succes! Mulțumim! Și vă mulțumesc de prezența dumneavoastră în platou emisiunii Sport Arena. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Viorica Țigău și ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, dar nu uitați, sportul înseamnă sănătate. La revedere!